Bună dimineața și bine v-am regăsit. Păi, în primul rând, nu ar trebui să ne panicăm. Îi spunem bună dimineața și lui Bogdan Botezatu, specialist în securitate cibernetică, invitat foarte des la noi în studio, ca, bună să dimineața, tratăm, Maria. ca să tratăm acest subiect. Avem chiar trei companii, mi-am că între timp și cei de la Rockstar au avut probleme și acolo e mai mult de business. Dar în cazul în care avem uh, cont la un site sau la o, o aplicație care a fost parte, în cazul acesta Uber și Revolut, ce ar trebui să facem noi? În primul rând să ne îngrijorăm, pentru că nu e așa fiecare breșă de securitate ne expune informații de securitate despre noi, despre obiceiurile noastre, despre uh, detaliile financiare pe care le folosim în plățile de zi cu zi. Uh, nu e cazul să ne îngrijorăm foarte tare, însă, pentru că, în acest moment, nu știm exact ce au furat hackerii, dar trebuie să începem să ne monitorizăm informațiile personale ca să fim pregătiți atunci când ele apar undeva pe internet. Știi foarte bine că, în momentul în care un atacator informatic ia o bază de date, va încerca să o schimbe cu alți atacatori informatici ca să obțină niște câștiguri. Uh, dacă s-au furat. Uh, date de credit de card. Ar trebui să fim foarte, foarte atenți la tranzacțiile pe care ne le raportează aplicația. Foarte pe scurt, ce fel de informații ar putea găsi un hacker într-o bază de date? Cele mai simple informații pe care le poate găsi un atacator informatic într-o bază de date sunt adresa noastră de e-mail, probabil parola protejată într-un anumit fel, numele și prenumele nostru, locul unde locuim, adres, ultima adresă cunoscută și așa mai departe. Suficiente informații ca să poată lansa atacuri ulterioare asupra noastră. Dacă știu adresa ta de e-mail și faptul că ești client al unei companii, voi încerca să impersonalizezi întotdeauna compania respectivă. Îți trimit mail mailul de phishing în numele companiei respective și îți spune, bună ziua, Marian, suntem compania X, am avut o breșă de securitate, te rog frumos să-ți validezi datele de card ca să-ți le putem reseta. În acel moment, chiar dacă eu nu am furat datele de card în atacul inițial, le pot afla pe parcurs. Din fericire, în cazul Uber, a fost să spart mai degrabă acces sau sistemul de IT de la baza mamă, nu aplicațiile șoferilor sau aplicațiile clienților, iar în cazul revolut înțelegem că sunt doar 50.000 de conturi și nu au fost afectate uh, cardurile pentru că ele sunt ascunse criptate, foarte bine. da. Da, sunt criptate. Doar 52 de 52.000. sunt amuzant. Da, bine, la cât de mulți utilizatori au sunt doar do doar 52.000 și uh, Că în cazul Uber um, și aici încă um, se cercetează cât de mari sunt, uh, sunt pagubele, dar în cazul în care, să zicem, noi avem cont pe un, un, la un sistem bancar, de genul acesta, sau la o bancă, ce trebuie să facem? Monitorizarea tranzacțiilor. Acesta este primul lucru care ne zice din start dacă cardul nostru a ajuns unde nu trebuie. În momentul în care vedem tranzacții neautorizate, de exemplu, trebuie să sunăm imediat la bancă și să solicităm, în primul rând, blocarea cardului și apoi o investigație. Nu în ultimul rând, ar trebui să avem foarte, foarte mare grijă cu atacurile ulterioare, cum ziceam mai înainte. Dacă anul, luna asta, de exemplu, nu se întâmplă nimic, asta nu înseamnă că atacatorii informatici ne-au uitat. Informațiile și nu vor putea să le folosească mai încolo. Deci, e, da, e, ce mă șochează pe mine e cât de ușor, de exemplu, în cazul Uber, au reușit să intre în sistem, pentru că nu e ca cum au încercat adrese de mail și parole la. Să ghicească. Atac... s-a dus după un angajat? Atacurile informatice sunt un pic mai complexe. Ziceam la începutul pandemiei că vom vedea din ce în ce mai multe companii sparte pentru că atacatorii informatici țintesc oamenii care lucrează de acasă, de exemplu. Și acasă avem un alt nivel de securitate față de uh, perimetrul companiei unde obișnuiam să lucrăm. Suntem mult mai expuși atacurilor de tip phishing. Și în cazul acesta atacatorii informatici au țintit într-adevăr un uh, contractor care avea acces în rețeaua Uber, i-au furat deja datele de login în companie în, în, într-un pas premergător, și apoi nu au făcut decât să-l obosească cu mesaje de autentificare în doi pași, până când a acceptat din greșeală una. În acel moment, atacatorul informatic a reușit să se conecteze în infrastructura companiei și a avut același nivel de acces pe care l avea angajatul compromis. Și vorbim de un adolescent care a reușit să facă asta. Tehnicile astea sunt foarte, foarte simple, pentru că majoritatea acestor tipuri de atacuri sunt automatizate până la un punct. În momentul în care uh, un atacator informatic are datele de autentificare, va încerca să le vândă cuiva mai competent care să facă bani din acest lucru. Păi uite, avem în cazul Rockstar în care cineva care a reușit să acceseze sistemele lor a luat niște clipuri de acolo cu un joc pe care încă nu l-au lansat și cred că și daunele economice sunt destul de mari în cazul ăsta. Sincer, mie mi se pare da. atacul asupra Rockstar un pic mai important, pentru că, în primul rând, atacatorul informatic a avut, a avut acces în rețeaua de dezvoltare. A furat chestii care țin de proprietate intelectuală. De ce mai... Chestii care afectează o companie listată la bursă pe termen mediu spre lung. Efectele unui astfel de atac vor rămâne în analele internetului o bucată mare de vreme. Și nu în ultimul rând atunci când vorbim despre astfel de atacuri în care cineva se infiltrează în companie putem să ne așteptăm ca cel mai rău rezultat la atacuri pe linia de distribuție. Nu se știe încă dacă atacatorul da. respectiv a strecurat cod malițios, de exemplu, într-un program care va fi livrat oricum rămâne, rămâne să aflăm. Bogdan, îți mulțumesc tare mult, ăsta a fost tot timpul nostru. Mai multe informații găsiți și pe știrile.pro.ro în secțiunea LKT. O zi bună să aveți!